Principalul scop al concursului Inventica este sporirea interesului tinerei generații pentru domeniul științific și tehnic, familiarizarea elevilor cu metodica și tehnica cercetării științifice și punerea în valoare a elementelor de inovare și inventică ce au ca autori tineri cu vârsta cuprinsă între 12 și 20 de ani. La această primă ediție a concursului participă elevi din 13 localități, reprezentând 10 județe ale țării. Cursul interjudețean de creativitate științifică și tehnică Inventica se desfășoară pe două categorii de vârstă, 12-15 ani și 16-20 de ani, și pe trei categorii tematice, respectiv științe, științe aplicate și tehnologia informației. Juriul concursului este format din profesori universitari și de la diverse colegii din Suceava. Echipajul care va obține marele premiu se va califica la concursul internațional, care se desfășoară fiecare an în Statele Unite ale Americii și la care participă peste 50 de țări din întreaga lume.